Joanna Quass. Această femeie a fost certificată de Guinness World Records drept cea mai bătrână gimnastă din lume. Putem învăța ceva de la această femeie din Germania? Da, desigur. În ciuda faptului că are 97 de ani, este sănătoasă și plină de energie, duce un stil de viață activ și poate efectua cele mai dificile exerciții. Joanna Quass spune că activitatea fizică permanentă este principalul secret al sănătății și longevității ei. Drept urmare, ea nu folosește niciodată medicamente și a uitat complet de toate bolile. Poate răci din când în când într-un hotel sub un aparat de aer condiționat. În funcție de vârsta mea, sănătatea mea este bună din toate punctele de vedere, spune Joanna Quass. Probabil unii dintre voi se vor îndoi de această afirmație, dar puteți vedea cu ochii voștri cât de sănătoasă și de puternică este această femeie. Ea poate efectua exerciții incredibile pe podea și pe bârnă. Joanna Quass poate face diferite elemente dificile. Credeți-mă, majoritatea tinerilor nu pot face asta dacă nu sunt suficient de pregătiți. Dar asta nu este tot. Când avea 90 de ani, Joanna Quass a sărit cu parașuta pentru prima dată în viața ei. Asta înseamnă că această femeie are cu adevărat o sănătate foarte bună. Priviți videoclipul în care Joanna, la vârsta de 91 de ani, a susținut un program impresionant în timpul unei competiții la Berlin. Cea mai în vârstă gimnastă din lume a purtat obișnuitul ei tricou verde și a șocat publicul cu mișcările ei precise. În ciuda faptului că are 97 de ani, nivelul ei de activitate fizică este mai mare decât la mulți bărbați și femei de 25 de ani. Joanna Quass a demonstrat prin propriul exemplu că nu vârsta contează cu adevărat, cel mai mult contează dorința persoanei. Joanna Quass spune: da, am o față bătrână, dar o inimă tânără. Probabil că ziua în care voi înceta să mai practic gimnastica va fi ultima zi din viața mea. Joanna Quass a devenit renumită pe YouTube după ce au fost încărcate câteva clipuri video ale procedeilor sale de la antrenament. Avea 86 de ani în acel moment. Mulți oameni nu cred că vârsta reală a Joannei corespunde vârstei pe care o declară. Unii zic că această femeie nu ar putea avea mai mult de 70 de ani. Cu toate acestea, materialele de la Guinness World Records au verificat această problemă și au confirmat că Joanna s-a născut în 1925 și are într-adevăr 97 de ani. Mulți oameni se întreabă cum a reușit femeia să păstreze o formă fizică atât de bună, ținând cont de faptul Joanna Quass a născut 3 copii, are 96 de ani. Cum ar putea fi posibil? Următoarea parte a poveștii noastre reprezintă răspunsul dat de însăși Joanna. M-am născut într-o familie de gimnaști și din copilărie am practicat sportul. Inițial am practicat gimnastica, iar apoi handbal. Am lucrat ca profesoare de educație fizică și până la urmă am ales sportul profesionist. Este important pentru mine să fiu activă fizic, constant și permanent. În același timp, am 7 reguli pe care nu le încalc niciodată. Iată cele 7 reguli de sănătate și longevitate ale Joannei Quass. Dorm cel puțin 8 ore pe zi. Este important pentru refacerea corpului meu. Fie că am posibilitatea, fac și un mic pui de somn în timpul zilei. Alimentația mea este vegetariană. Mănânc multe legume și fructe, nu mănânc în exces și nu mănânc mâncare nesănătoasă. De asemenea, beau multă apă. Fac zilnic un set de exerciții active în pat imediat după ce mă trezesc. Este benefic pentru menținerea sănătății articulațiilor. Apoi plec la alergat. Am un antrenament de o oră în fiecare zi. Corpul meu trebuie să continue să practice gimnastica pentru a evita colapsurile. Gimnastica este de asemenea un bun remediu pentru profilaxie. De asemenea, îmi place să dansez și să înnot. Pentru a menține mușchii elastici și flexibili și articulațiile puternice, fac exerciții de întindere și forță în fiecare zi. Apropo, nu trebuie să mergeți la un centru de fitness pentru a face acest tip de exerciții. Toate exercițiile pot fi făcute cu ușurință acasă. 4 exerciții recomandate de Joanna Quass. Așezați-vă și ridicați brațele alternativ. 12 repetări. Ghemuiți-vă stând cu spatele la un fotoliu, cu mâinile pe brațe. 12 repetări. Faceți bicicleta cu picioarele stând într-un fotoliu. 36 de repetări sau chiar mai mult. Întindeți-vă pe podea pe spate, lângă un perete. Ridicați picioarele și încercați să faceți o împingere. 6 repetări. Pentru a-mi preveni îmbătrânirea mentală și pentru a-mi stimula funcționarea creierului, efectuez exerciții specifice, joc jocuri, rezolv cuvinte încrucișate, etc. În cele din urmă, iată și a 7-a regulă. Sunt fericită și mă bucur cu adevărat de viață. Este foarte important să fii o persoană fericită, pentru că dacă ești,
totul este destul de simplu. Aceasta este declarația finală făcută de Joanna Quass. Când femeia este liberă de orice activitate, își petrece timpul cu copiii, nepoții și strănepoții ei. De asemenea, călătorește foarte des. Ea merge nu numai la concursuri, ci și rostește discursuri motivaționale pentru persoanele în vârstă din întreaga lume. Joanna Quass repetă frecvent următoarea afirmație. Dacă ești fizic bine format, îți este mai ușor să devii stăpânul propriei vieți. Trăiești în timp ce te miști. Această femeie contestă cu adevărat percepția de vârstă umană și demonstrează că vârsta nu este altceva decât un număr din cartea de identitate.